În seara aceasta vom spicui din cartea lui Daniel la început mai multe texte. Frații să fie pregătiți să ne proiecteze din Daniel capitolul 9, voi spune eu mai târziu care versete. Ceea ce vă voi spune în seara aceasta la început pare la foarte distant, dar veți vedea cum vom veni tare aproape de fiecare dintre noi. Predica se intitulează În fața durerii. Ce faci când vine durerea la tine? Și când vine când nu te-ai așteptat, când vin dezastre după dezastre, accidente, nenorociri, boli, ce faci? Cum reacționezi? Vom urmări istoria lui Iosif. Când avea vreo 16-17 ani, a fost trimis în Babilon, un grup de 500 de copii de vârsta lui, un fel de ostatici în Babilon. Știți povestea lor acolo în Babilon, au intrat la școala regească, dar nu după multă vreme acasă a fost revoltă, Nebucadnețar s-a dus și a distrus toată țara, a distrus Ierusalimul, a distrus templul și a adus țara în robie. Au fost niște scene care noi nu ni le mai putem imagina astăzi. Oamenii cu belciuge în nas, legați unul de altul și astfel aduși robi. Regele cu ochii scoși și astfel adus în robie. Cruzimile și atrocitățile comise au fost dincolo de orice ne putem noi imagina astăzi. Daniel era de acum șef, dar îi vedea pe ai săi robi, sclavi, la lagăr de muncă. Și să-ți vezi propriul popor acolo și tu să fii undeva sus, nu-i ușor. Daniel a citit din cărți și a citit din cartea profetului Ieremia că robia aceasta va dura 70 de ani. Și Daniel a trăit până pe la vreo 90 de ani, deci a trăit până s-au împlinit cei 70 de ani. Și tocmai înainte de a se împlini acei 70 de ani, gândiți-vă că Daniel aștepta că după 70 de ani să fie eliberați, să se ducă să-și reclădească țara, să se reia istoria glorioasă a lui Israel. Și când colo, din capitolul 7, citim că Daniel a început să aibă niște vedenii. Fiare care se ridică una după alta și îi se spune, astea sunt împărății, împărăția mezilor, împărăția perșilor, împărăția grecilor, una mai fioroasă decât alta. Și l-a văzut pe Mesia în capitolul 7. Acela care îi se va da stăpânire peste toate. Da, sfinții lui vor fi zdrobiți. Ce e asta? Și în capitolul 8, iarăși, alte vedenii mai monstruoase. Daniel s-a bucat pe postit și pe rugăciune. Doamne, ce e asta? Eu așteptam izbăvire și glorie
și tu mereți numai nenorociri. Și-a chemat lumea la post și rugăciune și s-a rugat el și-a postit. Și apoi se roagă rugăciunea aceea de pocăință din capitolul 9. Citiți-o ca un model de rugăciune de pocăință. Și atât de frumos e acolo în versetul 17 și 18. El spune: Doamne, dacă ar fi după dreptate, ar fi vai de noi, că noi merităm numai pedeapsă. Dar Tu ne iubești și Tu ești bun. Eu apelez la dragostea Ta și la bunătatea Ta, la îndurarea Ta. Ai milă de noi, Doamne! Și când Tu strigi în felul acesta, ca pe cea mai groaznică veste, și asta vreau să citim de la versetul 20 din capitolul 9, pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și mi-aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu. Pe când vorbeam eu încă, în rugăciunea mea a venit repede în zbor iute omul Gavril, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie, m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi și a ieșit cuvântul și eu, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, că tu ești prea iubit și scump. Ia aminte, dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Nu puteți să proiectați, nu-i nimeni acolo, văd că. Aș fi dorit să avem, versetul 24. Capitolul 9, versetul 24. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la cetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Da! Să știi, dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, deci va fi zidit Ierusalimul, până la unsul, la Mesia, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 72 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strânturare. După aceste 72 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Adică și Mesia va fi omorât. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și locașul sfânt și sfârșitul lui va fi printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el pustiirile. Doamne ferește! În capitolul 10 mai are un covedenie tot de felul ăsta și apoi în versetul 8. Când am rămas singur și am văzut această mare vedenie, puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Erau prea multe grozăviile pe care le-a văzut, nu mai putea suporta. Și acum mă gândesc numai să mai citesc și din Habacuc, că și lui Habacuc i s-a dat să vadă nenorocirea care va veni peste Israel și aceeași reacție în fața durerii. Habacuc, capitolul 3, versetul 16, este la pagina 903. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul.
La vederea aceasta mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea noase și îmi tremură genunchii, căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Reacții în fața catastrofelor, a durerilor. Acum, noi am plecat din România și din Ucraina și din Moldova și din alte locuri de durere și de necaz. Am venit în țara făgăduinței. Am venit acolo unde am crezut că totul e bine. Și am început să ne facem case mari și să zicem totul e bine, până când a venit criza economică. Și unii dintre noi au trebuit să vadă cum vine banca și le ia tot ce au clădit. Am fost într-una din cele mai frumoase case construite de cineva dintre noi. Și casa aceea, la scurtă vreme după ce am fost în ea, au trebuit să o predea. Groaznic! Dar asta încă-ți mai pot suporta. Ce se întâmplă când descoperi că copilul tău are leucemie sau are diabet sau are tumoare la cap, la creier? Ce se întâmplă când ai tăi au un accident de mașină mortal? Ce se întâmplă când durerea vine în tine însuți? Și nu orice, dar durere devastatoare și nu te mai poți bucura de viață. Ce facem în fața durerii? Scumpilor, ăștia doi care râdeți aici în față, durerea asta vă poate lovi și pe voi. Nu râdeți. Și dacă nu puteți asculta, atunci gândiți-vă ce e mai bine să faceți. Durerea, dezastrul, pot veni peste fiecare dintre noi. Ce facem? Cum reacționăm? Am văzut cum a reacționat Daniel cu groază până la leșin. Am văzut cum a reacționat Habacuc. Și e omenește să fie așa. Acum haideți să mergem la cea mai teribilă dintre toate reacțiile posibile. Un om care era om, dar era și Dumnezeu, și care dintr-o dată era față în față cu cea mai monstruoasă întâmplare care avea să se întâmple în toată istoria omenirii. Să fie nu numai torturat și răstignit, ci să fie încărcat cu toate murdăriile și păcatele omenirii. Atunci Iisus a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Apoi a venit la ucenici, a găsit dormind și a zis lui Petru, ce,
un ceas n-ai putut veghea împreună cu mine, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a dus a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se depărteze de la mine paharul acesta, fără să beau, facă-se voia ta. Și Luca ne spune, am citit din Matei 20 și 6, de la 36 înainte, acum Luca 22 ne spune că atunci i s-a arătat un înger din cer care să-l întărească, fără niciun rezultat. Îngerul a încercat să-l întărească, dar el, după asta, versetul 43, a venit să-l întărească, 44, a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage mai fierbinte și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care scădeau pe pământ. Groaza în fața durerii, oroarea în fața durerii, spaima, toate astea vor veni peste mine. Tată, e prea mult, mi-e groază, sunt înspăimântat, nu pot suporta nici măcar gândul. Și spaima și groaza erau așa de puternice încât a început să-i curgă sudor de sânge pe față. Mai mare spaimă, mai mare groază ca aceasta n-a fost vreodată. Aceasta este reacția în fața durerii. Și noi trebuie, fiecare dintre noi, când avem, uite așa, un moment de liniște, să ne gândim ce aș face eu dacă ar veni peste mine încercările astea. Ce aș face dacă mi-ar lovi copilul meu drag sau soțul meu sau soția mea. Vedeți, e ușor când nu le ai. Ne-ați auzit de multe ori vorbind de C.S. Lewis. C.S. Lewis a fost profesor la Oxford University până prin 1967, dacă nu mă înșel, doar cu câțiva ani înainte de a ajunge eu student acolo, a trecut în veșnicie. A fost unul dintre cei mai mari gânditori creștini, dintre cei mai mari scriitori creștini în secolul 20. Și a scris o carte celebră intitulată The Problem of Pain, problema durerii. E o argumentare strălucită despre modul în care Dumnezeu folosește durerea ca să ne formeze caracterul, ca să ne desăvârșească, ca să construiască noi chipul lui Hristos. Splendidă carte, ziditoare carte. Dar totul era teoretic, totul era filozofic. Când C.S. Lewis a avut aproape 60 de ani, era burlac. Și Dumnezeu a adus o femeie minunată în viața lui. A fost o dragoste târzie, dar frumoasă. S-a căsătorit și după vreun an de zile, soția lui a căpătat cancer. Teribil.
a trecut printr-o agonie extraordinară și 2 ani de zile a văzut-o cum se stinge și apoi cum se duce. C.S. Lewis a scris o altă carte pe care n-a intenționat să o publice. A Grief Observed e intitulată. Eu aș traduce o durere trăită. El zice o durere observată, analizată. Pentru că și-a analizat propria lui durere. Și în cartea aceasta, de o sinceritate cumplită, pentru că nu era intenționată de pentru publicare, spune cum la un moment dat a ajuns la punctul de a-și pierde credința. Dacă Dumnezeu mă iubește și e bun, de ce m-a lăsat să gust puțin bucuria și fericirea și apoi mi-o ia în felul ăsta? Era durerea prea mare, era încercarea prea insuportabilă. Și apoi, încet, încet, relatează cum a început să-și recapete credința. Cum să accepte durerea care a venit la el, durerea trăită de el. E una să stai într-un fotoliu liniștit și să meditezi la durere, și alta când te atinge pe tine. Și întrebarea e, ce voi face eu atunci? Cum voi reacționa eu atunci? Mă voi revolta atunci? Sunt foarte mulți care își pierd credința, care devin atei, care revoltă împotriva lui Dumnezeu când le ia ce au mai drag. Sunt nenumărate acele cazuri. Cum vom reacționa noi? Și unde putem să căpătăm ceva ajutor în privința asta, să ne pregătim? Aș vrea să mergem acum, ca să căpătăm răspunsurile, la cartea Apocalipsa. Cartea Apocalipsa e ca și cartea Daniel, cu viziuni, cu imagini groaznice. Să nu o citești seara înainte de culcare, mai ales capitolele de la 12 la 14. Cartea aceasta, ca și cartea Daniel, are mii de interpretări. Și eu vă dau sfatul, nu citiți cartea Daniel și cartea Apocalipsa ca să vedeți în ea calendar de evenimente. Nu citiți într-o mână și cu ziarul în altă și să ziceți asta e asta și asta e asta, că totdeauna vă veți înșela. De sute de ani sunt unii care tot interpretează evenimentele în lumina cărții Daniel și în lumina Apocalipsei și zic asta e asta, this is this, this is that. Nu așa. Citiți-o ca să vedeți lecțiile spirituale pe care ni le dă Dumnezeu acolo. Trebuie să ne ducem înapoi la Daniel, pentru că îmi dau seama că eu puțin am sărit cu lucrurile și n-am terminat cu cartea lui Daniel. La Daniel, capitolul 10, e foarte interesant de la versetul 10. Cineva care avea înfățișarea copiilor oamenilor
Și apoi versetul 18, atunci cel ce avea înfățișarea unui om, în capitolul 7, versetul 14, e fiul omului. E vorba de același personaj. A venit, s-a atins de buzele mele, că eu eram leșinat, eu nu mai puteam vorbi și mi-am deschis gura și am zis: Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază și am pierdut orice putere. Cum ar putea robul Domnului meu să vorbească Domnului meu? Acum puterile m-au părăsit și nu mai am nicio suflare. Și el m-a atins din nou și m-a întărit și mi-a zis: nu te teme de nimic, om prea iubit. Pace ție, fii tare și cu inimă. Și când îmi vorbea el, eu i-am spus: mai vorbește, Domnul meu, căci când îmi vorbești tu, eu mă întăresc. Când îmi vorbește Domnul, eu mă întăresc. Și apoi Domnul îi explică în capitolul 11, versetul 32 până la 35 sunt cheia cărții Daniel. Aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mări spreavi. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea pentru o vreme loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin. Și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Chiar și dintre cei înțelepți, mulți vor cădea, ca să fie încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului. Până la sfârșitul acestei istorii, oamenii lui Dumnezeu vor trece prin aceste necazuri ca să fie încercați, albiți, curățiți. Încercați, puși la probă, până le unde le merge credincioșia. Și în procesul acesta vor fi curățați și vor fi făcuți după chipul lui Dumnezeu. Acesta-i creuzetul lui Dumnezeu, ca să folosesc cuvântul acesta, vasola în care aurul este topit în foc, pentru că Petru folosește expresia asta. Aurul e purificat prin foc și tot așa încercarea credinței voastre va avea ca urmare lauda, slava, cinstea la venirea Domnului. Două lucruri. Acolo, în suferință, ne formează Dumnezeu și ne probează Dumnezeu. Acolo El ne face și ne încearcă. Și după aceea, doar atât îi spune Daniel: lucrurile nu se termină în viața asta. E prima dată în Vechiul Testament când se deschide cortina pentru o altă viață. Mulți din cei ce dorm, 12:2, mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în dreptate vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Dintr-o dată, cuvântul lui Dumnezeu îi revelează ceea ce nu s-a revelat până atunci în Vechiul Testament. Faptul că
va fi această înviere și a unora și a altora, și apoi sigur că iarăși continuă, mulți vor fi curățați, albiți și lămuriți, cei ce vor face rău și vor continua să facă răul. Și ultimul verset: iar tu du-te până va veni sfârșitul, tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Și astfel s-a încheiat experiența lui Daniel vis-a-vis de o istorie dură, monstruoasă, care urma să vină. Câte acte teroriste vor mai fi? Că vor mai veni. Câte alte nenorociri se vor mai abate peste America? Câte alte crize economice, ce că unii zic că asta a fost numai un fel de preludiu la adevărata criză economică. Câte dezastre vor mai veni? De ce, Doamne? Așa va fi până la sfârșit. Și nu numai atât, dar în ceea ce s-a spus în două, trei cuvinte în Daniel, se spune și mai clar în Apocalipsa la capitolul 13 despre fiara care se va ridica. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. I s-a dat. I s-a dat permisiunea să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Ce asta, Doamne? Eu am crezut că dacă viu la tine, așa ceva nu o să mi se mai întâmple. Acum ne ducem la cartea Apocalipsa. Ioan Apostolul, care a scris-o, a avut vedeniile despre calamitățile acestea. Începuse persecuția lui Nero. Era groaznică. Mii de creștini au fost arși atunci pe rug, decapitați, torturați monstruos. Ioan era păstor la 7 biserici din Asia Mică. Și acolo începuseră deja să fie unii uciși pentru Domnul Iisus. Întrebare care și-o puneau toți: frate Ioane, frate păstor, ne-ai spus că Domnul Iisus e pe tronul lui Dumnezeu, ne-ai spus că El conduce istoria, că El e la cârmă. Frate Ioan, acum când ai Lui sunt măcelăriți în felul ăsta, unde-i Hristos? Toată cartea Apocalipsa e scrisă ca răspuns la această întrebare dureroasă și ca o învățătură. Cum să primim catastrofele care vin asupra noastră? Nenorocirile, dezastrele.
Unde e Iisus? Am văzut 7 sfeșnice. Care au 7 biserici. Care trec prin persecuție. Și în mijlocul lor, pe unul care semăna cu Fiul Omului, adică tot pe Domnul Iisus. Unde-i Domnul Iisus? În mijlocul bisericilor. Mijlocul aici poate fi tradus și în sânul bisericilor, în interiorul bisericilor, în cei credincioși. Pentru că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri acestor micuței mei, mie mi le-ați făcut. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Pentru că când îi prigonești pe ei, pe mine mă prigonești. Unde e El? În noi. Și El îi dictează lui Ioan 7 scrisori către cele 7 biserici. Și fiecare scrisoare începe cu cuvântul. Nu știți. Știu. Fiecare scrisoare începe cu cuvântul știu. Știu unde locuiești. Știu cum ești. Știu necazul tău. Adică toate astea nu mă iau prin surprindere. Eu știu. Dar mai mult a ști sau a cunoaște înseamnă a trăi. Eu știu. Eu trăiesc eu ce trăiți voi. Eu cunosc pentru că sunt cu voi. Tot ce trăiți voi, cunosc eu în sensul că trăiesc împreună cu voi. Iată, de la început, răspunsul la întrebările chinuitoare și apoi cum sfârșește fiecare scrisoare? Cu o promisiune făcută celui ce va birui. Intrăm într-un război cu răul. Răul se dezlănțuie peste noi și Dumnezeu i-a dat libertate. De ce? Pentru că acolo ne formează după chipul Lui și acolo ne pune la încercare, pentru că suntem noi într-un război cu cel rău și noi trebuie să-l biruim pe cel rău. Și în capitolul 12, versetul 9 până 11, ei, martirii, l-au biruit pe cel rău prin cuvântul mărturisirii lor, prin faptul că nu și-au iubit viața până la moarte. Biruitorii nu sunt cei care se fofilează și cumva scapă. Biruitorii sunt cei ce se duc întind în arenă și acceptă să fie arși pe rug sau aruncați la fiare. Aceștia sunt biruitorii. Acum, mai e ceva tare, tare important. În capitolul 21 și 22 se dezvoltă ceea ce s-a anunțat prin Daniel. Istoria nu-i numai asta. Adevărata istorie începe când Domnul Iisus va face cer nou și pământ nou. Și auziți,
El va locui cu ei și vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Abia atunci nu va mai fi durere, nu va mai fi boală, nu vor mai fi lacrimi. Abia atunci, dincolo, în noua viață, pe noul pământ. Și imediat în versetul 8:21 ne se spune cine nu va fi acolo. Noi am așteptat că în lipsa, în lista asta apare și curvarii, ucigașii, vrăjitorii, închinătorii la idoli, mincinoșii, dar nu cu astea începe lista. Lista începe cu fricoși și necredincioși. Haideți să stabilim puțin. Frica în sensul de groaza de ce va veni când va veni încercarea peste mine. Frica aceea e normală. A trăit-o și Fiul lui Dumnezeu. Spaima aia de moarte, groaznic. Tată, nu se poate fără asta. Sudor de sânge, de groază. Asta e frica de durere. Frica în sine nu e păcat. Astea însă sunt legate la oaltă, frica și necredincioșia. Frica care te face să trădezi, să fugi, să dezertezi. Fricoșii care s-au zis, Domnule, eu mai bine mă închin fiarei, mă închin împăratului, cui o fi, Nu mă treceți, Domnule, prin torturi. Eu nu pot suporta. Fricoșii care ajung la necredincioșie. Acum, țineți cont, deci, fricoșii și necredincioși. Acum, întoarceți, vă rog, înapoi la Apocalipsa, la capitolul 2, versetul 10. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii dintre voi ca să vă încerce. Și vei avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Observați cuvintele frică și nu te teme nici de cum, ci fii credincios în 21:8, fricoși și necredincioși. Aici, frica, dar fii credincios până la moarte. În casa în care am crescut ca și copil, în camera de zi, care seara era dormitor. Pe peretele principal erau cuvintele: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cu astea am crescut. Acum, când am început să citesc Biblia, am citit că astea-s din Apocalipsa 2:10. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Și m-am uitat înainte, veți vă arunca în temniță pe unii dintre voi și veți avea un necaz de 10 zile. Și m-am gândit, mare lucru, 10 zile de pușcărie, ție.
Când mi-am scris teza de doctorat despre suferință și martiraj și când am studiat până în adânc toate problemele acestea, am ajuns să văd despre ce-i vorba. Pe vremea aceea, închisoarea nu era pentru pedeapsă. Erai arestat și erai închis până la proces. Și după aceea ori erai decapitat, ori erai eliberat, ori erai decapitat, ori erai trimis la lagăr de muncă. Închisoarea era numai scurtă vreme. Acum fiți atenți cum erau lucrurile. Erai denunțat că ești creștin. Erai imediat chemat să te duci la primărie. Și acolo erai întrebat în fața statuii împăratului. Cineva a zis că ești creștin, dar noi nu credem asta. Tu nu ești creștin. Dacă ziceai, nu, domnule, nu-s creștin. Foarte bine, ne bucurăm. Arată că nu ești creștin. Uite, ia paharul ăsta de vin și toarnă la picioarele împăratului și declară: împăratul Cezar este domnul meu. Te închini împăratului ca domn și îți dăm certificat și te duci. Dacă ziceai, nu, domnule, eu nu mă pot închina împăratului pentru că domnul meu e Hristos. În sala alăturată așteptau torționare, torturatorii, care te torturau atunci o zi întreagă. Torturile cele mai cumplite, dacă rezistai la toate, erai aruncat în temniță pe 10 zile până la 2 săptămâni ca să ți se vindece rănile exterioare și apoi să fii dus în arenă, să fii aruncat la fiare sau să fii răstignit sau fii decapitat, forma de execuție care ți era hotărâtă. Când cei din Smirna care au primit scrisoarea asta, vei fi aruncat în închisoare pe 10 zile. Deci, vom fi torturați, dar fiți credincioși și în tortură și fiți credincioși și când veți fi duși în arenă până la moarte. Fiți credincioși până la capăt. Cel ce va birui prin moarte va căpăta cununa vieții. Celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, așa cum și eu am biruit prin cruce și tata mi-a dat să șed cu el pe scaunul lui de domnie. Voi treceți prin ce am trecut eu și voi veți birui cum am biruit eu, prin tortură și moarte. Dar de unde știu că voi suporta? Din două lucruri. Unu, să știi că eu sunt în tine și când te bate pe tine, mă bate pe mine. Și suferința ta eu o rabd. Și al doilea, pentru că eu sunt în tine, eu îți dau puterea necesară. Prezența mea în tine și prezența Duhului Sfânt în tine e cea care te face capabil să treci prin încercare. Încă un lucru, fără de care n-ar fi completă toată asta. Iov
care nu știa de ce sufere. Nu știa că a fost o discuție în cer între diavolul și Dumnezeu. Dumnezeu a spus: am pe pământ un om perfect. E adevărat, a zis diavolul, că e drept. Dar de ce e drept? Pentru că i-ai dat toate bogățiile Americii și el crede în prosperity gospel. Normal, dacă i-ai dat de toate, ți se închină. Dar auzi, Doamne, ia-i tot ce i-ai dat și te va blestema. Pentru că tu n-ai acolo oameni care să ți se închine numai de dragul tău. Ei ți se închină pentru că le dai bunuri. Dintr-o dată în joc era onoarea lui Dumnezeu. Tot cerul vroia să știe cine are dreptate, Dumnezeu sau diavolul. Și Dumnezeu a zis: e un singur mod în care putem afla. Du-te și ia-i tot ce are. Și noi ne vom uita la buzele lui. Și când toate i s-au luat, și cei 10 copii și toată averea, el a început comentariu. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului. Și diavolul a prezit că va zice: fie bine blestemat. Dar Iov a zis: fie binecuvântat. Și tot cerul a aprobat și a aplaudat. Dar diavolul a fugit sus înapoi și zice: stați puțin, nu v-ați atins de trupul lui? Dă-i, Doamne, o durere atât de cumplită, dar așa, până în măduva oaselor, și atunci te va blestema. Bine, dă-i-o și pe asta, dar nu te atinge de viața lui. De fiecare dată îi pune margine. În durerea aceea cumplită vin cei 3 sfătuitori cu filozofia asta: dacă ești bun, Dumnezeu îți dă bogății. Dacă ești necredincios, Dumnezeu ți le ia. Dacă ești păcătos, ți le ia. Iov, ai păcătuit ceva? N-am păcătuit, sunt curat. Eu nu știu ce are Dumnezeu cu mine, dar auziți, indiferent ce are Dumnezeu cu mine și dacă mă va ucide, eu tot îl voi lăuda. Atunci tot cerul a aplaudat. Și Satana a trebuit să fugă de acolo rușinat, pentru că Iov i-a dat lui Dumnezeu o biruință extraordinară. Iov n-a știut de ce sufere. El n-a știut că prin suferința lui el îi dă lui Dumnezeu o biruință să vadă tot cosmosul. Apropo de asta, în 1 Corinteni 4:9, Pavel folosește imaginea asta și zice: noi care mergem la torturi și la moarte suntem un spectacol și pentru îngeri și pentru oameni. Numai n-a adăugat ca Iov. Noi, ca și Iov în suferință, suntem vegheați de toată lumea îngerilor. Noi suntem spectacol pentru tot cosmosul. Aici pe pământ Iov n-a știut niciodată de ce a suferit. I s-au redat toate, sănătatea, un lucru frumos de tot. În Iov 42, uitându-se înapoi, Iov zice, înainte de experiența aceasta: urechea mea auzise de tine.
Adică eu credeam în tine din auzite. Mi-au spus părinții, mi-au spus pastorii. În suferință, ochii mei te-au văzut. În sensul, acolo mi-ai devenit real. Acolo, în suferință, dintr-o dată am simțit, Dumnezeu e aici cu mine și El sufere în mine și prin mine. Alexander Solzhenitsyn, după ce a trecut prin anii aceia groaznici în închisoare și în lagărul de muncă, unde însă l-a cunoscut pe Domnul Iisus și de unde a ieșit marele erou care a fost în stare apoi să demaște toate ororile lui Stalin, uitându-se în urmă, la un moment dat exclamă: bine ai venit închisoare în viața mea! Bine ai venit închisoare în viața mea! Acum, ceva foarte important. Richard Wurmbrand povestește cum s-a dus el pe un câmp cu flori după 14 ani de pușcărie, când n-a văzut floare. Și voi nu știți cât de frumoase sunt florile. Voi nu știți cum să trăiți frumusețea unui câmp înflorat. Voi nu știți cât de mare e bucuria de a vedea un câmp cu flori. Auziți, când vom merge dincolo, capacitatea noastră de a ne bucura de binecuvântările cerului va fi în măsura suferințelor de aici. De aceea Pavel spune, suferințele noastre de o clipă lucrează pentru noi o greutate tot mai mare de glorie. Suferința de aici lucrează fericirea de acolo. Abia atunci vom putea gusta cu adevărat bucuriile cerului, când am gustat amarul pământului până am băut cupa la fund. Noi nu știm cât de multe vor fi binecuvântările cerului pentru că am trecut prin valea umbrei morții. Numai că Dumnezeu ne spune, nouă ne spune toate aceste lucruri, cei care s-au dus înaintea noastră, cum a fost Iov, cum a fost Daniel, cum au fost chiar apostolii și martirii, ei încă nu le-au știut toate astea. Pentru că n-au avut toate cărțile astea pe care acum noi le avem. Da, e groaznic când vine durerea. Când vine durerea în mine sau în copiii mei sau în nepoții mei. Când vine durerea în cei dragi noștri, e groaznic. Și nu-i necaz dacă intri în agonie ca Domnul Iisus în Ghețemani. Dar în agonia aceea nu dezerta. Ține cont că acolo se întâmplă ceva fundamental. Când Domnul Iisus zice, totuși, nu voia mea, ci voia ta. Când eu zic nu voia mea, eu mor.
Când eu zic, facă-se voia ta, indiferent cum e aceea, eu am murit ca să trăiască El în mine. Fă lucrul acesta. Fă-l de pe acum. Învață să te pregătești și să spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat lecțiile acestea pregătitoare. Iar dacă cumva ești printre aceia care trece acum prin aceste încercări, care acum ai parte de aceste dureri, cu toate că ești curat, cu toate că ești dăruit Lui, ține cont, cu atât dormi mai mult, cu cât ești mai curat. Cu atât sunt mai dureroase încercările, cu cât tu te-ai străduit mai mult să-i fi plăcut Lui. Dar ține cont, acum tu știi ce urmărește El. E adevărat că e greu și e adevărat că putem avea și ispita lui C.S. Lewis de a zice, cum mai pot crede în bunătatea ta când îmi iei ce-am avut mai drag? Dar ca și C.S. Lewis așteaptă până treptat vocea lui dulce te mângâie. Și așa ca și în cazul lui Daniel, Domnul Iisus își pune degetul pe buzele tale și dintr-o dată spui, Doamne Iisuse, atinge-mă că-mi trece durerea. Atinge-mă și dintr-o dată sunt în stare. Atinge-mă, fă-mă conștient că ești în mine. Fă-mă conștient că tu trăiești toate astea în mine și fă-mă conștient că prin toate mă pregătești ca să împarți cu mine gloria cerului. Veniți să ne ridicăm în picioare, să plecăm capul înaintea Lui. Doamne, sunt aici oameni care chiar acum trec prin tot felul de dureri cumplite, prin încercări pe care nu îndrăznesc să le spună nimănui, dar care-i dor cumplit. Și sunt aici unii care vor trece mâine, sau în săptămânile care vin, sau în anii care vin, prin valea umbrei morții. Doamne, mulțumim că nu ne lași fără să ne înveți, fără să ne spui cât de bun ești Tu, chiar și atunci când pe noi ne doare. Și când ne spui că pe tine te doare înmiit mai mult decât pe noi, cu cât ești mai mare ca noi, cu atât e durerea ta mai mare decât a noastră. Doamne, durerea noastră te doare pe tine. Și ca un chirurg tu ne spui, dar trebuie, ca să te fac asemenea mie și să te pregătesc pentru bucuriile cerului și pentru gloria cerului. Mulțumim, Doamne Iisuse, mai presus de toate, că ești în noi. Umple-ne, Doamne, de Tine. Fă-ne conștienți că trăiești în noi. Încă o dată
murim față de voia noastră și zicem, nu voia mea, ci voia ta. Murim ca să trăim. Dă-ne, Doamne, capacitatea aceasta de a merge înainte zicând, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Și pentru toate să-ți dăm slavă și aici și toată veșnicia. Mulțumim că știm, că știm că vine gloria, vine fericirea, vine eternitatea în bucuria lui Dumnezeu. Mulțumim că știm unde merge istoria și mulțumim că știm cine va avea biruința. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt să fie cu noi în suferințe, în încercări, în necazuri și mai ales să ne dea biruința deplină. Amin. Amin.